Noi avem niște invitați, aș putea să spun, Paul, deosebiți, familia Ungureanu. Da, pentru că tot vorbeam de familie, da. Știi? Prietenii mei, Lili cu Eugen, au venit de la Onești, mai nou văd că au și casă de discuri. Voi ce mai vreți să faceți? Am trecut și prin București un pic. Dar ce noi mai avem, vreți? Că aveți dietăție. Avem mai dublă cetățenie, suntem onești prin firea noastră, așa? Dar ne bucurăm foarte mult când ajungem în capitală. Măi, Eugen, tu știi că te simpatizești, că ești un mare profesionist, dar ai lansat acum niște discuri noi, văd aici Mihaela Laza. Bine, am citit articolul din ziarul ăsta pe care tu mi l-ai adus, e vorba că românii noștri din Italia înregistrează albume la Onești. După 3 ani din momentul în care am renunțat să fiu patron de post de radio, am zis că e cazul să ajut artiștii, mai ales că eu vin din acest mediu, cunosc foarte bine. Și cred că ar fi un lucru pozitiv ca toți producătorii să se implice într-un fel sau altul în muzică, pentru că numai un om care știe să cânte poate să administreze creația, arta, cultura, și tocmai de aceea zic eu că este important, pentru că în Occident, chiar dacă nu directorul unei case de producție se ocupă direct, dar are măcar un specialist în domeniu. Am văzut acum în imagine pe Marian Nistor, ai lansat un album cu cântecele lui. Da, sunt producătorul lui Marian Nistor pentru acest album și chiar îi salut. Ei, să știi că în momentul acesta se uită la televiziune, o salut și pe Dorina, ne sunt prieteni dragi și chiar eu zice poate într-o ediție viitoare. Cu mare plăcere, aici. Mariane, dacă mă auzi, te aștept împreună cu soția ta într-o emisiune, doar pe voi doi să cântați cele mai frumoase melodii din repertoriul vostru. Și eu când mă gândesc la Marian Nistor, mă gândesc la Frunza mea albastră, mă gândesc la Domnișoară, da, mă gândesc... Ne gândim la Savoi, Savoi și la tot ceea ce a făcut Savoi, pentru că Savoiul rămâne o legendă vie pentru muzica românească și pentru fani. Sunt mulți fani care mai păstrează încă nostalgia cântecelor lui Marian Nistor. Dragul meu, mă bucur și îți mulțumesc că la ceas de sărbătoare suntem invitați aici. Cred că familia favorită, o să-mi spună cei din Onești că, uite, familia favorită, Eugen și DJ Lili. Și vreau să precizez aici că din Irlanda a venit un prieten bun de-al nostru, un virtuos al acordeonului. Sperăm să ajungă și la familia favorită, Ionel Mandache, trebuie să-i dau numele. De asemenea, din Italia a venit să înregistreze la casa noastră de producție Carmen și o salutăm pentru că ea urmărește această emisiune. Și Mihaela Laza, de care îi spuneai. De asemenea, avem și alte noutăți pe celelalte planuri pe care aș vrea să ți le spună soția mea, DJ Lili. Lili, bine ai venit. DJ Lili este cel mai tare DJ din Moldova. Nu există loc în care DJ Lili să nu fie și să nu ridice toată lumea la dans. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Am venit cu mare drag la familia favorit. Așa este, de când nu ne-am văzut, am ținut-o dintr-o cântare în altă cântare. Așa. Dar, printre altele, la casa de discuri mă ocup de copii. Am două fetițe acum, una de 5 ani, Jade o cheamă și cealaltă Madalina de 8 ani. Pregătim o lansare de CD cu muzică pentru copii, pentru că noi am început la casa de discuri să lucrăm. Când s-a înființat casa de discuri, am început cu copilașii, după care au venit cei mari, dar nu am renunțat la cei mici, pentru că cei mici ne dau forța de a merge mai departe. Și îți mulțumesc. Lili, dragă, mai vorbim astăzi în emisiunea noastră. Aș vrea să-l ascult pe Eugen, pentru că e un compozitor melodic, așa, scrie cu sentiment, scrie cu sufletul și aș vrea să cânte pentru telespectatorii familiei favorite. O să spun și cum se cheamă această melodie. Te rog. Este o piesă pe care eu am scris-o pe vremea când nu eram încă însurat cu DJ Lili. Așa. Abia după aia mi-am dat seama că trebuia să mă orientez un pic mai mult, să mai aștept. Așa sunt fetele. Așa sunt fetele pentru toate doamnele și domnișoarele și în special pentru Gabrielele noastre, că astăzi le sărbătorim. Eugen Ungureanu!
fată minunată, i-a spus nu te grăbi, mai stai nemăritată. Așa sunt fetele când se grăbesc din fire, te trezești îndrăgostit uneori dintr-o privire. Hei, hei, fii atent băiete, așa sunt fetele. Ce faci cu fetele? Dacă e frumoasă și simte că ți-e bine, nu încerca, nu insista, că-și bate joc de tine. Dacă într-o seară îți pică în mână fata, ia-o-n brațe, strânge-o tare, sărut-o și-o dai gata. Hei, hei, fii atent băiete, așa sunt fetele. Hei, hei, fii atent băiete, ce faci cu fetele? Așa atmosfera aici, nu? Ne simțim bine, asta e cel mai important lucru atunci când e vorba de sărbătoare. Și e sărbătoarea românilor astăzi. Da, pentru că tot spunea Eugen, așa sunt fetele. Așa? Să vedem cum sunt fetele în seara asta, în platoul nostru de filmare.